cu câteva ceasuri în urmă, am ascultat cu o jale adâncă ultimele cuvinte rostite de marele om și luptător pentru adevăr, pastorul Romu sau Romii, cum îl știam noi, Mocan. Durerea și agonia sufletească ale acestor ultime clipe ale vieții sale, exprimată în cuvinte care îmi vor rămâne adânc săpate în suflet și documentată în înregistrarea de la fața locului, în timpul unei adunări generale a Bisericii numărul 1 din Deci. Arată hotărârea unui slujitor al lui Dumnezeu de a lupta până la ultima suflare pentru Domnul Său, pentru Biserica Domnului, pentru dreptate și pentru neprihănire. într-un moment de mare răscruce și decizie în privința slujirii lui, datorită sănătății șrubrede și apropierea de vârsta de 70 de ani, m-a apelat și am avut o conversație lungă despre acea hotărâre. Nu voi descoperi decât o propoziție pe care i-am spus-o înspre final frate Romi îți va pune gheață la inimă dar era prea târziu chemarea fusese făcută acceptată demascarea nelegiuirilor îngrozitoare care s-au săvârșit în cadrul unei misiuni, așa zis, caritabile și de evangelizare din România. Printr-un stil de viață și păcate greu de imaginat. Ne obligă să spunem aceste lucruri. A trecut vremea protejării imaginii. A venit timpul adevărului și dreptății, pentru că totul este demascat și mediatizat. Vuiesc platformele. Știți că Pavel a acuzat biserica din Corint că încearcă să acopere păcatul îngrozitor care a fost comis acolo, și când aceste nelegiuiri și păcate sunt comise de oameni, așa zis, misionari, care umblă prin biserici să strângă fonduri și care își bat joc de sudoarea și de munca fraților pe care îi înșală și îi păcălesc cu vorbe înduplecătoare, nu putem să tăcem. În nelegiuirile acestea au fost asociați oameni care au reușit să ajungă în fruntea unor biserici, așa cum este cazul bisericii din Dej, care îndată ce au pus mâna pe putere au început să liberalizeze bisericile, să schimbe rânduielile sfinte ale bisericilor și să atace învățătura dată sfinților, credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o victimă tăiată în bucăți și trimisă la toate semințiile. Pentru că nelegiuirea și păcatul comis a fost prea mare ca să mai poată fi tolerat și ascuns. Dej a devenit noua mițpă a adunării poporului lui Dumnezeu. Și este nevoie de o investigație de ordin moral și financiar a oamenilor implicați în această misiune răufamată, condusă de oameni compromiși moral, care au contribuit la compromiterea morală a multor tineri și o investigație care să cuprindă și asociații apropiați ai persoanelor implicate în acest scandal. Trebuie să se știe cine a știut, când a știut și ce a știut. Noi, diaspora, avem dreptul să ne rostim punctul de vedere, pentru că acești oameni au venit în bisericele noastre, nu în asta, că nu l-am primit. Și când unul dintre ei a scăpat la Ambon, la Bernard, și-a spus în 12 minute, mai multe bazaconii decât am auzit în ani de zile, știți că l-am tăiat în fața bisericii. Avem dreptul să ne rostim punctul de vedere pentru că am contribuit la aceste misiuni. Și vreau să spun o mărturie personală a bisericii noastre. Unul dintre reprezentanții acestei misiuni a venit cu mai mulți ani în urmă și a făcut cerere pentru o colectă să punem tavan la o biserică din Ucraina. În seara aceea s-au strâns peste 6.000 de dolari. Atât costa acoperișul. Înainte să putem trimite suma de bani, am fost contactați de un frate din conducerea cultului, care era de față cu păstorul bisericii din Ucraina, care ne-a mărturisit că acești oameni nu mai merseseră pe acolo de mult și nu mai făceau nicio lucrare în zona respectivă. Și am blocat imediat trimiterea de fonduri la această misiune și am trimis-o direct în sigetul armației la biserica responsabilă de ajutorarea acelei biserici din Ucraina. Ca banii să ajungă și să fie folosiți acolo unde a fost intenționat prin colecta pe care noi am făcut-o. Nu vă pot spune ce deranjate au fost persoanele respective că nu le-am mai trimis lor fondurile. Conducerea Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada este unanim de partea familiei Mocan și are un profund respect pentru lucrarea, învățătura și moștenirea spirituală lăsată în urmă de pastorul Romii Mocan. Moartea lui, pentru că până la urmă toți murim, este un semnal de alarmă. Starea sănătății lui a fost precară. Cu toate acestea, a intervenit pentru că nu avea voie să tacă și nu a tăcut din punctul nostru de vedere, a intrat în șirul eroilor credinței. Comunicatul familiei Mocan, cu imensă durere și tristețe în suflet, dar cu nădejdea că într-o zi ne vom întâlni în cer, vă anunțăm că tata a plecat la cel pe care l-a slujit toată viața. A plecat așa cum a trăit, în picioare, cu demnitate susținând cu pasiune cuvântul lui Dumnezeu și luptând pentru dreptate și adevăr până la ultima suflare 13 copii, peste 50 de nepoți, 40 de ani de slujire a bisericii numărul 1 din Dej. Vicepreședinte și secretar general al cultului creștin pentecostal în mai multe mandate. Fratele Romi Mocan, la revedere în veșnicie. În zilele următoare am un cuvânt pentru unii din generația tânără care au reușit să intre pe platformele media. Uite, domnule, toleranții noștri, care ne acuză că nu avem dragoste atunci când predicăm adevărul. Că nu avem dragoste atunci când vestim lucrurile neprihănirii. Rostesc acum cuvinte triviale, lipsite de respect. La adresa acestui om. Le vom urmări și le vom taxa acolo unde le vom prinde în zilele următoare. Niciun fel de jignire a memoriei acestui mare bărbat al Evangheliei nu va rămâne fără răspuns. Și pentru asta garantez.